Procuratura Generală a anunțat anterior că a demarat investigațiile la Banca de Economii și Banca Socială ca urmare a sesizărilor depuse de administratorii sociali. Astfel, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate Ion Ursu și un membru al Consiliului de Administrație au fost audiați în cazul Băncii de Economii. De asemenea, ancheta urmează să studieze materialele auditului care va evalua activitatea BEM și alte informații ale instituțiilor administrative abilitate cu competențe în domeniu. În același timp, Procuratura Anticorupție și Centrul Național anticorupție anunță că finalizează investigațiile pe cauzele penale anterioare care vizează încălcările admise de administrația Băncii de Economii în perioada 2007-2011, iar în judecătoria Buiucani este examinat dosarul penal privind acordarea frauduloasă a creditelor cu implicarea factorilor de decizie ai Băncii de Economii din perioada indicată. În prezent, Banca de Economii a intrat sub administrare specială a Băncii Naționale a Moldovei până la numirea unui nou consiliu de administrare.